Vă salut! Haideți să vă arăt cum se prezintă plantele din solar în 27 mai. Am fost ocupat în ultima săptămână și nu prea am avut timp de solar, dar puțin mi-am rupt din timp și am mai făcut câte o lucrare sau alta care necesitau rapiditate, urgență. Am terminat de legat, am terminat de pus sistemul de picurare și am realizat și marea copilire. Este momentul în care roșiile se dezvoltă foarte puternic și dau copili foarte des și care cresc foarte mari dacă nu ești pe fază. Am reușit să fac lucrul acesta. La fel am terminat de castraveții de rânduit și la fel și ardeii. Ce mai am de făcut este să smulg burenile care au crescut între timp. Dar realizând sistemul de picurare, deja printre rânduri se vede cum pământul s-a uscat și acolo nu vor mai crește burieni, pentru că atâta timp cât am avut și răsaduri, nu am putut să folosesc acest sistem și udam cu furtunul. După cum vă spuneam, roșiile au crescut foarte foarte repede și viguros. Au început să lege și am să vă arăt cam în ultima, săptămână, o săptămână și o zi, două, au început să lege, deci cam de atunci au început. M-a sunat cineva, mi-a spus că ce să facă, că are roșiile, sunt florite și încă nu leagă. I-am spus să mai aștepte, să aibă puțină răbdare, chiar dacă sunt înflorite, și să deschidă solarul foarte, foarte mult și să facă aerisiri cât mai mari la solar. Haideți să vă arăt să găsesc o plantă, o roșie care are, da, ia uitați-vă, deja la primul etaj cât o alună mare, deja roșia a format și etajul al doilea și dacă ne uităm la vârful de creștere se vede și etajul al treilea. Etajul al doilea este și el în floare și vedeți cât de groasă este roșia. Aici în partea aceasta am Lilagro, hibridul pe care îl încerc anul acesta de experiment Country Taste, și în partea cealaltă roșiile Ghitia. Se aseamănă foarte mult hibridul acesta cu roșiile Lilagro și cu Ghitia. Se vede cum pe un etaj deja sunt două fructe pornite, mari deja. Mai repede de 1 iulie nu am avut până acum roșii coapte. O să văd anul acesta cum vor decurge lucrurile și în ce perioadă se vor coace roșiile. Să vă arăt o roșie pe care am rupt-o din greșeală atunci când am copilit. Trebuie avut mare atenție la copilire. Din grabă și din neatenție, atunci când am copilit, am rupt vârful de creștere. Se mai ținea doar în coajă, însă l-am legat cu bandă scotch, vedeți? Și și-a revenit. După ce câteva zile a fost vreo 5-6 zile, a fost vârful ofilit, văd că și-a revenit chiar foarte bine, deci s-a prins
s-a prins roșia la loc. Vreau să vă prezint și această roșie, puțin mai mică decât celelalte. Am observat de câteva zile că pe timpul zilei era cam ofilită și am avut impresia că este început de fuzarioză. De aceea am tratat cu topsin la rădăcină, la această plantă, deși și la celelalte o să trebuiască să fac, probabil, dacă o să observ, începutul de fuzarioză, adică ofilirea pe timpul zilei și revenirea pe timpul nopții a frunzelor. Și anul trecut am avut fuzarioză și am reușit așa, prin tratament cu topsin la rădăcină, să elimin această boală. O să o urmăresc în continuare. Însă despre ce boli am avut sau dăunători, într-o altă postare. Castraveții, care deja au crescut până pe la 1,5 metri înălțime, și de la ultima postare, haideți să vă arăt cât au crescut de mari. La ultima postare erau mici, da, și au crescut aproape putând fi consumați, unii dintre ei chiar, da, se pot mânca. Însă îi mai las o zi, două, să crească, să fie mai numeroși. Acesta este hibridul Ecole F1. Deci, Ecole F1, priviți, deci chiar foarte, foarte productiv. Și în partea dreaptă este Charlotte F1, la fel și acesta, foarte bun hibridul, îmi place foarte mult. Se vede diferența față de Ecole F1, are perișori mai mărunți, da? Mai deși și mai mărunți. Ecole F1 are perișorii mai mari și mai rari. Și să vă mai arăt ardeii și gogoșarii. Au crescut și aceștia și au început să ramifice. Au început să dea și prima floare aici la mijloc, de unde pornesc ramurile, dar pe aceea o voi rupe, sau primul fruct. Însă vă voi arăta când voi copili ardei cum fac lucrul acesta. Deocamdată nu copilesc încă ardeii și gogoșarii, îi lasă mai crească încă câteva zile să fie mai mari, ca să nu îi rup din greșeală. Și pe marginea solarului vedeți cum deja se coc căpșunii. În timp ce afară încă sunt la dimensiunea asta, deja în solar vedeți că încep să se coacă, să se roșească. Să vă mai arăt și în altă parte. Astea sunt bonus. Ardeii grași, o parte dintre ei au rămas mai mici, mai ales sunt într-o zonă unde a fost mai umed. Este partea în care am extins solarul anul acesta și pământul a fost mai bulgăros și este locul unde nu am apucat să curăț terenul de iarbă și de buruieni. Însă în zilele următoare asta o să fac, dar vor crește și aceștia, pentru că, după cum se vede, au deja flori și ce mai am pus și au pornit bine sunt vinetele. Mai am câteva tăvi de răsaduri cu
ardei și vinetele care au pornit foarte bine. Am pus mai puține. Deci cam așa arată solarul și am reușit să fac tratament acum vreo 4 zile, să fac un tratament pentru că până acum nu am putut din cauza răsadurilor, aveam multe. L-am făcut destul de târziu, dar e bine că nu nici nu am avut motiv să fac mai repede. Eu fac am cred că 2 tratamente maxim până când încep să se coacă roșiile. Încerc pe cât posibil să le tratez cât mai puțin și să le urmăresc în dezvoltare ca să văd dacă trebuie să intervin acolo unde este cazul. Cam atât pentru astăzi. Vă salut și să ne revedem cât mai repede cu o altă postare.